Bună seara! Nu am niciun citat pregătit, niciun speech pregătit. Am întrebat două săptămâni toți elevii mei ce ar trebui să spun și am spus, niște oameni m-au găsit și mi-au zis că sunt deșteaptă, că frumoasă sunt și talentată, dar nu, și ei mi-au spus să povestesc chestii amuzante din viața mea. Dar nu am, ei știu chestiile amuzante, dar eu știu mai multe ca ei. Când am văzut filmulețul, Cristi, îți mulțumesc foarte mult și Gabriele, îi mulțumesc foarte mult. Amândoi au vorbit despre șansă, iar domnul care a avut șansa să devină poștaș, dar ce poștaș, ce poștaș. Așa? Mi-am dat seama despre ce trebuie să vorbesc și o să fiu foarte scurtă. La 6 ani am compus prima melodie din viața mea, pe care nu mai știu, dar știu versurile pentru că erau copiate total, de fapt, din emisiunea aceea de la Radio România Actualități, Cotele Apelor Dunării. Și acum cred că este emisiunea difuzată. Melodia se intitula Soixante Centimètres. Și... da, eu am compus melodia Soixante Centimètres cu care m-am dus la Clubul Elevilor pentru că mama mea a văzut că la Clubul Elevilor din Bârlad, mama mea a văzut că sunt așa muzicală și a zis hai să du-te pe acolo. Iar domnul profesor de acolo mi-a zis că nu am voce. Cred că nu i-a plăcut în rusă cum spuneam, că spuneam și cu paidiom. Cu paidiom. Și mi-a spus că nu am voce. Și am mers la dansuri populare, dar am suferit foarte tare pentru că mie îmi plăcea foarte tare să cânt. Ceea ce vreau să subliniez acum este ideea aia de șansă pe care domnul, poate atunci am simțit că mi-a luat-o, dar acum 4 ani am dirijat alături de dumnealui o orchestră și un cor și mi-a spus, Ana, eu de ce n-ai venit la mine, la Clubul Elevilor, când erai mic? Eu nu te știu. Și eu zic... Zic, domn profesor, știți, eu am venit, dar dumneavoastră mi-a zis că n-am voce și eu v-am cântat o melodie cu un cățel și 60 cm și mi-a zis că nu am voce. Și el mi-a zis, cred că mă grăbeam să plec undeva. Și m-a durut foarte tare, mai tare decât atunci când eram mică, pentru că am simțit că s-a aruncat așa ca o floare uscată. Ideea este că nu am avut niciodată un elev nemuzical. Cristi, care este fost olimpic la matematică, venea la mine cu bunicul, fugea de domnul profesor de matematică și venea la concursurile de muzică fără să știe domnul profesor pentru că mă iubea și pentru că și acum iubește muzica și știu că mă iubește și pe mine că și eu îl iubesc pe el și ne iubim. Dar ce vreau să vă spun este că am așa de multe șanse pentru toți cei peste 1000 și ceva de elevi pe care îi văd săptămânal în ochi și încerc să ofer fiecăruia șansa pe care o merită. Dar dacă mai îmi permiteți să-ți spun una, e scurtă, cred că am depășit timpul. Vreau să vă zic că am spus-o pe asta de la 6 ani, dar vreau să zic acum foarte recentă, care îmi confirmă mie faptul că, deși nu știu ce caut aici, totuși cred că am un pic de treabă. Nu am venit așa degeaba. Eu săptămâna trecută am mers la o clasă de a 5-a și apropo de șanse și apropo de susținere, eu cred tare mult în susținere. Și m-am dus la o clasă unde am pus o piesă de Beethoven, cred că am pus chiar Fiorelize. Și în orice caz le-am inventat o poveste pe loc, ceva cu impact, ceva dramatic, ceva... Na. Și nu mai știu ce am inventat. Aici este problema, nu mai știu ce le-am spus copilor, dar știu că erau cu gurile căscate și erau impresionați de ceea ce am inventat eu pe loc. O săptămână următoare, când am venit la oră, mi-a spus un băiat, David, doamnă, toată săptămâna am așteptat să vină ora de muzică. Zic, da, și toată săptămâna am ascultat melodia aia și o realize. Mamă, zic, e foarte bine, vezi ce înseamnă, zic, înlânțiri de sunete care spun o poveste, adică cu suflet, cu poveste. Da, și să știți că i-am spus și tatălui meu povestea care ne-a zis. Iar eu mă gândeam, zic, oare ce lui fi spus? Și el, și îl întreb așa, ca chestie. Zic, bravo, bravo, dar ce-a spus tata? O zis că știa și el.